Aș vrea ca să citesc câteva versete din scriptură în această dimineață și vă invit să ne ridicăm în picioare. Așa de frumos s-a potrivit cântarea corului cu mesajul care Domnul are pentru noi în această dimineață, așadar vom citi trei versete din Psalmul 32. Psalmul 32, de la versetul 1 până la versetul 3. Cuvântul Domnului spune așa ferice de cel cu fălă de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit, ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Câtă vreme am tăcut, mi se topia oasele de gemetele mele necurmate. Amin. Haideți să ne reașezăm. Este o bucurie pentru mine în această dimineață să uh, fiu din nou împreună cu dumneavoastră. M-am uitat puțin și cred că sunt uh, pentru a treia oară în acest an în biserica dumneavoastră. Așa au fost împrejurările. Uh, în ultima vreme vin mai des în România și uh, atunci când vin, uh, desiori trebuie ca să ca să slujesc și o fac cu mare drag, deși câteodată e destul de epuizant. De în weekendul acesta am fost uh, la o biserică în Arad și uh, acum, uh, duminica, sunt în, aici, în Timișoara. Vă duc salutul, fraților dumneavoastră, din Irlanda, de la Biserica Betania, acolo unde și fratele Nelu a fost uh, uh, nu de mult și... Chiar m-am gândit așa puțin, dânsul a venit pentru două zile și jumătate, cred că și în acest weekend este plecat tot undeva într-o țară în Europa și uh, m-am uitat așa puțin la dânsul. Am, a fost o conferință a comunității de nord-vest a cultului creștin pentecostal și uh, conferința a ținut de vineri, seara până duminică. Dânsul a trebuit să aibă un mesaj și vineri, sâmbătă două mesaje la conferință, duminică să predice de două ori, cinci predici așa în două zile și jumătate. Haideți să vă fac o mărturisire. Ultima seară a predicat la noi la Betania și mă uitam la dânsul și el a putut să se miște puțin așa la noi și m-am uitat la el, la vârsta lui, la uh, energia lui și am zis, Doamne, sper să poată să ducă mesajul până la capăt, că -am, am văzut că era obosit. Uh, și mă gândeam, mai nu e ușor să predici cinci predici în, în două zile și jumătate Nici pentru noi cei tineri, care avem energie Dar păi pentru cei care uh, au trecut poate de o anumită vârstă Domnul să-l binecuvinteze și să-l întărească Așa, e, una, e un amin frumos uh, Pentru că știți cum, măi, când vedem așa pe cineva care pleacă și slujește Zici, măi, ce frumos, îi mergi pe nu știu unde, slujești dar știți cum îi slujești? După aceea, după cât e un program, vine cineva, te mai întreabă, trebuie să mai rezolvi o problemă. Mi-aduc aminte că atunci când a fost la noi, cred că sâmbătă seara, mi-a zis o soră că vrea neapărat să se întâlnească cu dânsul la hotel și când am văzut cât e de târziu, i-am spus și eu, fratele, frate, Nelu, dacă vreți, puteți să o lăsăm și pe altă dată, că e târziu și o să lasă că spune la sora că putem să ne vedem eventual ziua următoare sau așa pentru că de multe ori e puizant și greu, dar cel care întărește este Domnul și slavă Lui că pe El îl avem. Uh, dragii mei, în această dimineață vreau să vă vorbesc despre un subiect care uh, cu siguranță uh, îi prezent desiori în viața noastră și aș să-l clarificăm într-o anumită măsură, pentru că știu că unii se luptă mai mult cu el, alții poate nu neapărat, dar sper să fie o clarificare și chiar să-i putem ajuta pe alții. Și mesajul care Domnul mi l-a pus în această dimineață pe inimă se intitulează Pot să fii liber de vinovăție. Pot să fii liber de vinovăție. Uh, cum stăm la capitolul vinovăție? M-am tot gândit, unii cred că suntem foarte sensibili și preocupați și frământați. Asta e un grup. Este un grup mai de mijloc care fac față bine la vinovăție și este un grup, mă gândeam, care parcă n-au nicio treabă cu vinovăția. Mă, eu nu simt absolut nicio vinovăție. Așa, conștiința le este amorțită, cam pot să facă ce vor ei și mă gândesc că ne împărțim în cel puțin trei uh, grupe în această dimineață. Așa că pentru fiecare dintre noi și în mod special în toate domeniile vieții unde vinovăția apasă, aș vrea ca să clarificăm asta din cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să vă spun o veste bună. Noi n-am fost creați ca să trăim cu povara vinovăției. Deși de multe ori așa avem impresia că trebuie undeva tot timpul să fie acolo în capul nostru ca să ne ajute. Dar păi, când ne ajută așa de mult vinovăția asta? Într-adevăr, trebuie să fim oameni responsabili, trebuie să fim oameni harnici, trebuie, trebuie să slujim, dar vinovăția -a fost, nu ne-a fost dată ca fiind o motivație, mai ales când vine vorba de viața cu Dumnezeu. De fapt, Domnul Isus Hristos a venit, a trăit, a murit, a înviat, tocmai ca să ne ajute să fim liberi de vinovăție. Uh... Voi vorbi în această dimineață despre patru categorii de vinovăție pe care le-am găsit și cu care am văzut că se confruntă oamenii și vom avea răspuns la fiecare dintre ele. Dar, înainte de a intra în cele patru și a le discuta, vreau să vă spun ceva. Nu doar că Dumnezeu nu vrea ca să trăim în vinovăție, vrea să slujim de drag, vrea să slujim cu bucurie, vrea să slujim cu entuziasm, dar... Eu nu vreau să-l iubesc pe tata meu de aia că pune el presiune pe mine sau de aia ca să nu mă simt vinovat. Eu vreau să-l slujesc pe tatăl meu sau să îl respect din cauza a ceea ce este el pentru mine. Da? Dar vreau să vă spun că inclusiv studiile ne spun că vinovăția nu ne ajută, din potrivă, ne afectează. Se spune că vinovăția crește tensiunea arterială, ne crește pulsul inimii, uh, provoacă stres în stomac, de multe ori ne face să fim așa și să ne uh, raportăm și să ne comportăm ca niște oameni pipirniciți, poate produce o durere constantă, o durere cronică, ne produce slăbiciuni în trup, elimină atâta stres în noi că unii poate avem probleme chiar și cu somnul. Și de multe ori poate produce anxietate și depresie. Nu ajută vinovăția. Bineînțeles, poate fi un semnal și o să vedeți că în momentul când noi păcătuim este un semnal de care ne putem folosi ca să rezolvăm această problemă. Dar vinovăția n-a fost creată ca să ne fie o motivație și un stil de viață. De multe ori, din cauza vinovăției, avem o minte foarte critică. Nu mai putem face față gândurilor ne luptăm cu gândurile din cauza probabil că a fost pusă multă vinovăție peste noi. Dar mai mult de atât, Scriptura spune, chiar în Psalmul 32 pe care l-am citit, că vinovăția ne oprește, ne izolează și chiar ne distruge interior, așa, ușor câte ușor. Și dacă acesta este contextul, să știți că unii când trăiesc sub starea aceasta de vinovăție, iau niște măști, își iau niște măști așa și încearcă ca să acopere starea asta de vinovăție. Și încercăm să performăm în viață, încercăm să arătăm poate ceea ce uh, nu este în realitate, dar undeva în sufletul nostru ducem povara asta. Și în această dimineață, cu ajutorul Domnului, aș vrea să ne uităm la câteva domenii unde putem să experimentăm vinovăția și să facem diferența între vinovăția adevărată și vinovăția falsă. Au fost aici câteva cuvinte în acest psalm pe care le-am citit și pe care aș vrea să le recitesc ca să vedem puțin cum rezonează cu noi. Spune așa psalmistul în versetul 3 Câtă vreme am tăcut, am suferit mult. Câtă vreme am tăcut, am început să am probleme. Că știți ce face vinovăția? Vinovăția ne izolează, ne face să tăcem și să nu mai vorbim. Eram uh, ieri la o, la o conferință în Arad și am zis așa, undeva în inima noastră fiecare avem următoarea întrebare. Oare pot împărtăși cu cineva lucrul ăsta? Oare pot să-l împărtășesc cu cineva? Și dacă undeva în mintea noastră ori vinovăția, ori rușinea ne spune nu, îl ținem lucrul la în noi. Îl ținem lucrul la noi. Și lucrul ăla începe ca să ne creeze multe probleme. Dar când avem ca răspuns, mai eu pot împărtăși asta cu cineva, atunci încep lucrurile să se deblocheze. Încep lucrurile să se miște. Vine speranța în viața noastră. Acum, eu vă întreb, ce ziceți dumneavoastră dacă în momentul când noi ne punem următoarea întrebare, oare pot împărtăși eu asta cu cineva să avem un răspuns pozitiv? Cum ar fi viața noastră? Desior suntem triști, apăsați, desiori parcă fără vlagă și fără energie. Știți de ce? Că întrebarea la răspunsul, răspunsul la întrebarea aceasta e unul negativ. Nu știu dacă pot împărtăși asta cu cineva nici măcar câteodată cu Dumnezeu. Deși, uitați ce am cântat în această dimineață, O, Domnul meu, în noaptea grea tu să strălucești. Dar știți cum e asta? Domnul zice, ok, dar vorbește cu mine cum ți noaptea aceasta. Spune mie și eu voi veni și voi străluci acolo în noaptea ta. A cântat corul, cu iertarea ta umple viața mea. Domnul meu, cu iubirea ta umple viața mea. Acum imaginați-vă că avem nevoie să coboare iertarea lui Dumnezeu. Avem nevoie să coboare iubirea lui Dumnezeu. Dar dacă nu ne deschidem, nu va coborâ acolo. Și într-un astfel de context, aș vrea să vă spun, ca unul care lucrez cu oameni și încerc să-i ajut, am văzut ce bucurie aduce momentul când cineva începe să vorbească. Ce liniște se așează în momentul când cineva alege ca să vorbească. Ce vindecare și ce pace se coboară atunci când cineva alege să vorbească. Câtă vreme am tăcut, am fost apăsat, am fost tulburat. Vai, există un verset în Sfânta Scriptură, dacă vreți ca să mi-l puneți, că acum îmi vine în minte și probabil o să rezoneze foarte bine cu privire la ce am zis. Cred că e Psalmul 71, versetul 73, versetul 21. Ia să punem puțin versetul acesta înainte de a intra în mesaj. Psalmul 73, versetul 21. Uitați ce spune aici Scriptura. Psalmul 73, versetul 21. Să-l vedeți și dumneavoastră. Îl citez eu până ce băieții de la media 73, versetul 21. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Când mi se amăra inima și mă simțeam străpuns în măruntaie, eram prost și fără judecată, eram ca un dobitoc, versetul 22, ca un dobitoc înaintea ta. Wow! Știți ce vrea să zic aici psalmistul? Când în inima mea era atâta mărăciune, atâta supărare, atâta tristețe, poate chiar și vinovăție, începea trupul să mi se neliniștească. Acolo în ebraică zice, erau rinichii mei, mă, a, mă, mă împungeau rinichii. Simțeam o durere la nivelul rinichilor. După aceea, mintea mea a început să meargă în toate părțile și eram ca un om fără judecată. Și începeam, când gândurile erau așa de, de, de negative în, în mintea mea, am început să mă compor cum nu trebuie. Dar de unde o pornit totul? De unde? Ia să punem versetul 21. De unde o pornit? Când mi se amăra inima. Trupul. Începea să mi se îmbolnăvească. Mintea începea să gândească cum nu trebuie. Și începeam să mă comport cum nu trebuie. Mă uit câteodată la niște oameni care se comportă cum nu trebuie și mă gândesc că acolo e o problemă mare la nivelul inimii. Nu-i judec în primă fază. Versetul acesta simbolizează și pur și simplu concluzionează exact ce se întâmplă în noi. Când inima e amărâtă și nu poate să vorbească, când e acolo poate vinovăție, apăsare, indiferent ce e acolo, că multe lucruri sunt acolo, trupul nostru, săracul, începe să nu se mai simtă bine. Începem să gândim lucruri. Mi-aduc aminte, mă gândeam, mă uitam la, la, cineva pe care îl cunosc și vedeam ce decizii a început să ia și cum gândea și cum vorbea. Și am stat un pic și am reflectat și am zis, inima are nevoie de vindecare. Dacă ar putea vorbi Inima, aia, de ce nu-o găsit pe cineva să vorbească ce-i în in inimă? Vreți să ne ajutăm soții și soțiile să vorbim ce-i în in inimă? Vrem să ne ajutăm copiii să poată să se deschidă ce-i în in inimă? Vrem să-i ajutăm pe frați, pe surori? să se deschidă ce în inimă, pentru că atunci când inima se liniștește, se liniștește și trupul, se liniștește și mintea și gândurile și dintr-o dată putem gândi cum trebuie să ne comportăm după cuvântul lui Dumnezeu. Pentru mine acest verset a fost fenomenal când l-am găsit în Scriptură, fenomenal. Pentru că de multe ori încercăm acolo să ne mai chinuim, să ne schimbăm viața. Băi, vreau ca să schimb și lucrul ăsta, vreau să-l schimb și lucrul ăsta. Nu-mi convine că toată ziua când mă duc acasă stau numai la televizor, nu știu, mă uit la nu știu ce. și îmi dau seama că ar trebui să mai fac și altceva. Dar e acolo ceva în inimă care dacă aș putea să vorbesc, dacă aș putea să-i să, să eliberez, o, oh, ce s-ar schimba viața mea și gândurile mele. Și într-un astfel de context... Haideți să rezolvăm măcar un lucru din inimă. Unu. Unu. Și acesta este vinovăția. Vinovăția. Slavă lui Dumnezeu că noi, în comparație cu alții, noi copiii lui, avem o resursă cu adevărat reală care să răspundă la această întrebare și anume ce să facem cu vinovăția din viața noastră. Prima categorie despre care aș vrea să vă vorbesc în această dimineață este vinovăția pe care o aduce păcatul. Scriptura ne vorbește în 1 Ioan capitolul 1 cu versetul 9, spune așa. Dacă ne mărturisim păcatele, El este drept și credincios ca să ne ierte păcatele. Dragii mei, aș vrea să vă spun ceva. Domnul Iisus nu este ca omul. Ah, Mi-aduc aminte, îmi spunea cineva odată. Pentru că am greșit, deși nu a fost vina mea, Mamă, așa de tare m-o bătut și după ce m-o bătut tare, mi-a și zis, acum pune-te în genunchi și cere iertare. Domnul nu e așa. El chiar știe adevărul și cu toate că îl știe, prima dată nu ne bate și după aceea ne pune să ne aplecăm în genunchi și cu lacrimi, domnul nu e așa. Deși noi de multe ori ne uităm așa la Dumnezeu. Dragii mei, vreau să vă dau două imagini la acest prim punct. Știți cum este cu vinovăția asta? Vă rog, imaginați-vă ca o închisoare sau ca un indicator care ne îndreaptă către o direcție. Toți am fost înainte să ne întoarcem la Dumnezeu în închisoarea asta numită vinovăție. Când ne-am întors la Dumnezeu, s-au deschis ușile și am ieșit din vinovăție și am intrat în familia lui Dumnezeu. Ne-au fost iertate toate păcatele noastre. Și acum, undeva în sufletul nostru, există un indicator în momentul când noi greșim, când păcătuim. Și în momentul când am păcătuit, indicatorul ăsta ne spune soluția. Și ne zice, într-acolo du către Hristos. Și știți cum îl numesc eu indicatorul acesta? În 2 Corinteni, capitolul 7, cu versetul 10, ni se parcă nu există verset care să exemplifice mai bine indicatorul acesta. Spune așa cuvântul Domnului. În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce pocăință care duce la mântuire. Cel mai bun indicator când noi păcătuim este o întristare care ne zice așa, du-te acum la Hristos. Noi de multe ori credem că cel mai bun indicator când păcătuim e rușinea. Permiteți-mi să vă sugerez ceva. Întristarea este un indicator mai puternic decât rușinea. Întristarea știți ce spune? Zice așa, am pierdut ceva ce am iubit. Știți ce zice rușinea? Sunt un faliment și acum mă ascund. Ca asta face rușinea, numai să ne ascundem. Pentru că, ascultați-mă, și păcatul și sfințenia la bază au iubirea. Noi fie iubim păcatul, fie îl iubim pe Dumnezeu. Ambele îți motivate de iubire. Zice Biblia, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume, că dacă iubește cineva lumea și lucrurile din lume, nu este de la Dumnezeu. Ci iubiți-l pe Dumnezeu. Nu, acum ascultați-mă, când eu păcătuiesc, eu trebuie să simt o întristare Că m-am întors de la iubirea cea mare și adevărată și m-am dus și am iubit altceva. Mă întreabă, sau probabil și pe dumneavoastră vă întreabă, mai cum știu dacă eu sunt născut din nou? Păi știți cum e? Când păcătuiesc, simt că am trădat o iubire. Am trădat o iubire necondiționată. Nu există iubire mai mare ca iubirea lui Dumnezeu. Nu există. Știți că undeva în sufletul nostru avem un gol, cea mai mare dorință a omului. Știți care este? Să fie iubit necondiționat. Spuneți-mi dacă există până la urmă toate dorințele acestea de la suprafață, de fapt îs niște paravane în spatele dorinței acestea. Îmi doresc să iub, fiu iubit necondiționat și să pot iubi și eu. Și iubirea aceasta necondiționată vine din partea lui Dumnezeu peste viața noastră. Și acum noi câteodată iubirea asta îi întoarcem spatele și mă duc la lucruri din astea de nimic și le iubesc. De aceea eu când zic, mai nu vreau să păcătuiesc, eu nu păcătuiesc că cineva mi-a zis, bă, nu păcătui. Eu încerc să nu păcătuiesc pentru că am înțeles iubirea asta mare. Dacă mă duc în slujire, pentru că am înțeles iubirea asta mare. Dacă stau până târziu cum am stat aseară, când m-am întors de la Arad, a fost o familie care a vrut să ne întâlnim și am mai luat un prieten și am stat și am povestit și până târziu, deși știam, bă, dimineața asta la biserică, mâine de seară iară la biserică, trebuie să stau noaptea să mai îmi fac materiale și așa, și mă uitam așa câteodată, măi, durează mult, nu se termină. Dar mă gândeam repede la iubirea asta mare a lui Dumnezeu, care o are și pentru persoana asta. Deci pe mine iubirea asta mă motivează să nu mă duc acolo. Și atunci când am păcătuit, în inima mea e un sentiment de tristețe că am pierdut iubirea asta și mă întorc către el ca să primesc iertare pentru păcate. Mă înțelegeți? Acum, mai există ceea ce spune Ioan în capitolul 8 cu versetul 32. Spune așa, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Sunt două lucruri care vreau să vi le spun la acest prim punct. Unu, avem o întristare noi care ne semnalizează că ne-am dus în direcția care nu-i bună și trebuie să mă întorc înapoi la Hristos. Și odată întorcându-mă înapoi la Hristos, trebuie să vin cu adevărul. Acum mă acum ascultați-mă. Dacă ai ști că Dumnezeu te acceptă așa cum e și poți să vorbești, i ai spune tot adevărul. Nu știți de ce nu spunem adevărul? Că nu avem încredere că dacă vorbim tot, oare ce se va întâmpla? Dar Biblia zice așa, când te întorci la El, vorbește cu Domnul tot adevărul. Nu te sfii. Pentru că aș vrea să vă spun, restaurarea noastră din vinovăție nu se produce în contextul rușinii. Vine Domnul și pune rușine peste tine. Ci eu când mă întorc către El din vinovăție, eu mă întorc în zona mântuirii. Și asta nu știm de multe ori. Mai am păcătuit. Simt o tristețe în mine. Mă întorc înapoi către Domnul și vorbesc cu El în contextul mântuirii. Și Doamne, uite-te, asta s-a întâmplat. Și Doamne, am fost dispitit și uite, asta s-a întâmplat. Și, Doamne, pe Tine te iubesc așa de mult. Și în contextul acesta al iubirii, inima noastră începe să fie vindecată. Pentru că acolo unde ne permitem să spunem adevărul și putem să vorbim cu o inimă deschisă, acolo se creează o relație specială. Care e cea mai specială relație pe care o ai? Lasă-mă să-ți spun, știi? Care e cea mai specială? Acolo unde te simți în siguranță că poți să vorbești liniștii despre problemele tale. Ar trebui cu Domnul, când ne punem pe genunchi, să fim în cel mai sigur loc. Doamne, uite de asta e problema mea, asta s-a întâmplat. Eu aici stau cu tine și vorbesc absolut totul. Și când știi că ai vorbit cu cineva totul și nu veni rușine peste tine, apoi când te ridici de acolo zici, wow, asta e cea mai bună relație. Ca unul care fac consiliere, îmi dau seama de ce oamenii nu pot vorbi de multe ori cu alții. Știți ce le spun înainte să începem întâlnirea? Le zic așa, aici totul e confidențial, 100%, 100% orice zici și eu nu sunt aici ca să te judec. Parcă văd cum pic o greutate de pe umeri. Eu sunt aici ca să te ascult și să te ajut. Și zic dar oare cu Domnul nu e așa? Și într-un astfel de context, câteodată după ce mă mai încarc și eu așa cu multe probleme, câteodată și nu le mai pot duce, nu le mai pot vorbi nici cu nimeni, că totul e confidențial. Odată i-am zis soției Ani, s-a întâmplat un pic versetul ăsta din Psalmul 71, versetul 21 și 22. Când inima mi-a fost amărâtă, am început să simt o grămadă de stres în mine și am început să gândesc o grămadă de lucruri, în sensul să mă îngrijorez. Am zis, ascultă, n -ai să ascultă, n-ai vrea să-ți faci 30 de minute pentru mine, merem acum pe bancă, lasă-mă să-ți spun câteva lucruri. Și acum și ea studiind și învățând, au zis, ba, da, haide că te ascult. Și am stat acolo pe bancă în fața casei, era de data asta în Irlanda, era puțin soare, am mers acolo în fața casei, ne-am pus pe bancă și am spus, hai să spun cu ce frământat Și mă gândeam, mă, oare cum o să fie cu copiii, oare cum o să fie cu noi, oare tătătăm, știți cum e? Așa, stă și se uită la mine cu drag, mă ascultă, nu zice nimic și am văzut că fața ei nu mă judecă deloc. ba, ce bine m-am simțit. Și spuneam și spuneam și mă deschideam și vorbeam și mă duceam și în stânga și în dreapta câteodată, mă duceam și înapoi și vare așa. Și le-am spus pe toate că am început inima mea să. Pff. Dragi frați și surori, stimați doamne tineri care sunteți aici, în 30 de minute am fost un om atât de ușurat pentru că cineva m-a ascultat. Eu care ascult pe mulți, mi-am permis și eu să vorbesc cu cineva. Și știți care a fost întrebarea care mi-am pus-o? Oare tot se simt așa când vorbesc cu mine? Păi da bine, te poți simți. Și nu avem un spațiu de genul ăsta în care să vorbim. Când ne stresăm, mă mai duc. Eu ce făceam când mă stresam? Mă mai duceam un pic la telefon mai luam câte o ciocolată, mai nu știu ce, lucrurile astea așa mai permise, că, nu? Dar de data asta am zis, vreau să vorbesc. Și azi nu mi-e încar soția cu probleme, dar măcar așa, cu câteva grijuri, aș povesti un pic cu ea. Că și noi bărbații avem probleme noastre, știți cum suntem noi bărbații, le punem toate la aici, la inimă. Și dacă nu vorbim un pic despre inimă, inima noastră se încarcă, se încarcă, se încarcă. Așa că soțiilor, dragi doamne, surori, Ascultați-vă bărbații. Știți că pe un bărbat îl termin când îl critici. Nu-i nu criticați, ascultați Că le câștigați inima. A. Și cine -ți are inima, îți are și voința. Că așa spune scriptura. Zice, unde-i comoara voastră, acolo și inima voastră. Iubiți-L pe Domnul din toată inima voastră. Că dacă îl iubești pe Dumnezeu cu toată inima și știi că de mult te iubești El și ce-a făcut pentru tine, poruncile Lui pentru tine, ți i dragi. Noi de multe ori începem cu poruncile, băi, fă, 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 fă. Dar problema e că inima noastră nu e legată tare de El. Dar când eu mă duc înaintea Lui și vorbesc cu El și mi drag și spun tot și El mi-aduce pace și liniște, mă uit, așa de tare mi se leagă inima de El, Că în momentul când îmi zice ceva să fac, fac de drag. Aceasta este prima vinovăție, și anume, e singura vinovăție adevărată care i-a dusă de păcat, dar și păcatul ăsta trebuie să venim înaintea lui cu încredere și să vorbim cu Dumnezeu despre el. Pentru că soluția la prima vinovăție este următoarea: sângele Domnului Isus. Știți de ce El ne primește? că deja El și-a dat sângele Lui pentru toate păcatele noastre. Și El ne poate ierta de absolut orice păcat pentru că există sângele acesta care ne iartă. Și câte unii care nu se pot ierta pe ei, în, pe ei sau nu pot ierta, nu știu, ce li s-au făcut sau nu pot primi iertare sau nu se pot ierta pe ei, eu le spun un singur lucru. Mai, nu-i sângele lui Isus mai puternic decât orice păcat pe care tu l-ai făcut? Păi ba da, și atunci de ce nu iert sau de ce nu te ierți sau de ce nu accepti iertarea? Păi nu pot. Păi știi de ce nu poți? Că nu onorezi puterea sângelui. Oh! Uite, ce-ar fi dacă te-ai pocăi și ai zice așa, măi, sângele lui Isus atât ai de puternic că poate ierta toate păcatele mele, toate. Ok. Cred atunci, mă pocăiesc și cred. Și în momentul acela primim iertarea completă. Acum, haideți să mergem la următoarele. Vom fi în timp A doua categorie de vinovăție Care e falsă Este vinovăția adusă de firea pământească Există ceva în noi Care zice așa E vina ta Dacă ai fi făcut mai mult Nu o să reușești niciodată în viață Sunt o grămadă de voci și de sentimente Care chiar dacă știm că n-am păcătuit domnule Vin și urlă Parcă în mintea noastră îi firea aceasta, îi sistemul care s-a creat în noi de-a lungul timpului. Firea aceasta ne minte, ne atrage și vrea să ne convingă. Desiori am auzit oameni care, indiferent ce se întâmpla, ei ziceau, mi se întâmplă asta pentru că am păcătuit în urmă cu doi ani, nu sunt destul de bun ca să slujesc, nu am șansă să pot să fiu biruitor asupra păcatului, sunt mizerabil mizerabilă. Ați auzit pe cineva care să zică așa, sunt si mizerabil, mizerabilă? Și deci dacă am spus la dumneavoastră, mi s-a dat să ajut o persoană. Luni de zile am încercat să o convin că nu-i mizerabilă. Și degeaba am spui că în mine urlă ceva și mă simt mizerabil. Și am zis, uite-te în ochii mei. Și am zis, nu pot să mă uit. Am zis, nu ești mizerabil. Fă, indiferent ce îmi spui eu, așa cred și așa mă simt. Pentru că acea fire pământească arunca atâtea gânduri și atâtea sentimente și atâtea stări, după o perioadă a înțeles. După o perioadă a putut ca să accepte, dar de multe ori firea pământească pentru mulți îi atâta de puternică. Dar uitați ce spune cuvântul Domnului în Romanii 8:6. Zice așa, umblarea după lucrurile firii sau. Mintea care e atentă pe firia pământească duce la moarte. Pe când umblarea după lucrurile Duhului este. Aș vrea să punem versetul acesta. Romanii cu șase. Pentru că aș vrea ca să-l vedeți și dumneavoastră. Uitați ce spune aici cuvântul Domnului. Umblarea, și o să vă rog ultimele cuvinte să le citiți dumneavoastră. Umblarea după lucrurile firii pământești este moarte. Pe când umblarea după lucrurile Duhului este. Eu o să vă mai rog odată o dată să ziceți, pentru că după ce zicem de două ori, intră bine așa în inima noastră, da? Umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață. Wow! Când firia îți vorbește, când firea te... încearcă să te convingă, în momentul la moarte înseamnă, înseamnă o despărțire de Dumnezeu. Când tu crezi mesajele firii, începi să te desparzi de Dumnezeu. Dar când tu crezi mesajele Duhului, e viață și e pace. Cum poți ști care sunt mesajele din partea Duhului Sfânt dacă simți viață și pace? Și atunci o să mă întreb, dar bine călin, mie fire am dă gânduri și sentimente. Cum să fac să ascult de Duhul, să nu ascult de fire? Vă dau patru pași. Patru. Primul. Când vine firea și îți dă o grămadă de gânduri, oprește-te. Primul pas, oprește-te. Al doilea pas. Îndreaptă-te către Duhul Sfânt și pune o întrebare. Duhul Sfânt, ceea ce eu gândesc sau simt, îi adevărat? Pune o întrebare. Și poate Duhul Sfânt să aduce aminte de un verset, îți, îți dă un îndemn și așa. După ce asculți, pui întrebarea și primești mesajul, după aceea următorul pas, după ce asculți, ultimul îi aplică. Oprește-te, întreabă, ascultă și aplică. Pe desiori, după ce slujesc așa, mă duc acasă și mă gândesc numai la greșelile pe care le-am spus. Nu trec deloc prin cap lucrurile bune ce le spun aici în față. Firea zice, acolo n-ai făcut bine, acolo n-ai făcut bine, acolo așa, așa. Mai sunteți ca și mine? Sau numai eu mă lupt așa? Domnule, numai lucrurile negative îmi vin în cap. Numai greșelile gramaticale, numai oamenii care s-au uitat urât la mine, nu mi-ai mi aduc aminte de ea care s-a uitat frumos la mine. Pentru că firea. Poate sunteți și voi ca și mine. Și atunci ce fac? Mă opresc și îl întreb pe Duhul Sfinte care e adevărul cu privire la slujirea mea, care e adevărul cu privire la gândurile astea. Pun întrebarea, primesc mesajul din partea Domnului. Și după aceea îl aplic. Trăiesc bazat pe acel lucru. Nu stau toată ziua și mă tot gândesc și las acele gânduri și sentimente să mă cuprindă și mai apoi să mă copleșească. Dragii mei, aș vrea să vă spun ceva. Cum știu când îmi vorbește Duhul Sfânt, îmi aduce viață și pace? Știți ce înseamnă viață? Viață este vitalitate și pace este siguranță. No, când vorbește Duhul Sfânt vitalitate și siguranță, viață și siguranță. Până nu vine starea asta, stai să primești mesajele Duhului. O, dacă am trăit așa, știți că corpul nostru a fost trăit să stea într-o armonie? De fapt, cuvântul uh, pace aici e armonie. Probabil sunteți aici mulți la medicină și mulți care știți mai multe ca și mine. Dar trupul a fost creat să stea într-o balanță, într-o homeostază. Exact ce zice Scriptura, pace, armonie. Păi eu când tot timpul stresat, când tot timpul așa, înseamnă că firea vrea să mă conducă. Nu, nu, Duhul Sfânt aduce viață și armonie, pace. O, dacă am putea să trăim, cum spune Scriptura, călăuziți de Duhul tot mai mult și tot mai mult. Care e soluția? Îndemnurile Duhului Sfânt. Dacă nu ești întors la Domnul și simți că Duhul Sfânt nu e în viața ta, în această dimineață e momentul cel mai potrivit să zici, Doamne, Tu ai murit pentru mine, Ți-ai dat viața pentru mine, iubește așa de mult. Mă predau Ție ca să pot primi Duhul Sfânt, care însă fie prieten și ajutor începând de astăzi. A treia categorie, a treia vinovăție, de data asta tot falsă, este vinovăția pe care o aduce Tatăl Minciunii. Deci noi avem o vinovăție adevărată, când păcătuim ne întoarcem către Domnul, a doua este cea falsă, firea pământească, și avem și un adversar. Mai eu am o întrebare. Câți credeți din locul ăsta că există și o forță rea în lumea asta? O forță a întunericului. Credeți? Este cineva care crede? Ok, așa. Credeți că e activă? Sau nu îi pas așa? Oh, mă lasă, dar avem noi altă treabă. Dragii mei, eu sunt foarte deschis cu dumneavoastră și vreau să vă spun ceva. Dacă Dumnezeu e real și e activ ar fi culmea să ne mințim, să credem că diavolul nu e real și nu e activ. Nu vreau să stau foarte mult la acest subiect, dar lumea în care trăim e o dovadă clară a faptului că sunt atât de multe forțe ale răului. Mi s-a dat, mi s -a dat ocazia ca în urmă cu o lună, fiind într-o țară din Europa, să mă întâlnesc cu o fată care, datorită faptului că a trecut prin lucruri foarte grele, și contexte grele în familie, s-a supărat într-o zi și a zis așa Dacă nimeni nu mă poate ajuta, măcar să mă ajute diavolul și mă dau lui. Nu, nu continui uh, ce am povestit cu ea, dar vreau să vă spun Am reușit să aud ce se poate întâmpla în lumea asta așa de întunecată a celui rău. Dar slavă Domnului că noi, ca și copii lui Dumnezeu, facem parte din împărăția lumii, din împărăția lui Dumnezeu, nu din împărăția diavolului. Și Biblia spune că împărăția lui Dumnezeu este peste împărăția diavolului. Dar diavolul vine și ne minte. Diavolul vine și aduce acuzații împotriva noastră. În Ioan 8, cu 44, spune că el minte pentru că este tatăl minciunii. În Efesen 6 zice, Mesajele lui sunt ca niște săgeți arzătoare. Uitați ce zice în Coloseni, capitolul 2, versetul 15, 13 și 15. Pe voi care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a dus la viață împreună cu el după ce v-a iertat toate greșelile. A șters cu zapisul, cu, zapisul cu poruncile lui care stătea împotriva voastră, și uh, voi era potrivnic și l-a nimicit pe diavol pironind uh, a, și l-a nimicit pironind pe cruce și a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocar înainte lumii după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Vreau să vă spun ceva Hristos a trăit a murit și a înviat și a dezbrăcat pe cel rău de puterea lui acum cel rău ne poate afecta prin minciuni să ne mintă. La nivelul minții, printr-o minciună. Și unii întreabă și zic, cum știu că un gând e de la fire pământească sau de la diavol? Și atunci le zic așa, uite-te cum să facem. Când gândul ăla sună ca o voce, atunci oprește-te și zi, eu sunt copilul lui Dumnezeu, tu nu ai nicio putere asupra mea. În numele lui sus Acum îți spun ca să pleci. Acum noi, ca și creștini, de multe ori ce, bă, oare chiar așa? Chiar așa. Chiar așa. Ne aduc aminte că ajutam o familie la un moment dat și mai parcă nimic nu mergea bine. Și nici o soluție parcă nu funcționa. Până am rugat-o pe soție și am zis așa, uite ce te rog. Începe de astăzi să te rogi mai hotărât și mai serios pentru familia voastră și -o zis, bine, o să încerc și asta. Prima seară s-a pus la rugăciune, după ce a început să se roage mai hotărât, nu a mai putut dormi bine. Dar o continua ca să se roage, a fost o primă experiență, o continuă să se roage și după o săptămână au început să apară rezultate care erau așteptate de mult timp. Da? Am rugat-o să se roage într-un fel în care să știm că avem un dușman. Dragii mei, avem un dușman avem un dușman și activitatea lui e destul de intensă și nu putem să o ignorăm care e soluția dragii mei cu privire la această vinovăție din partea diavolului nu știu dacă v-am spus aici dar mi-aduc aminte de o altă situație în care la un moment dat a venit uh, o, o fată la început de program de biserică ca și aici și a zis uh, Călin nu știu, n-ai vrea să ne rugăm împreună? am zis de ce? uite în momentul când am făcut repetițiile astea, cânta. Așa, au venit niște imagini care m-au tulburat așa de mult deodată. Și am zis, sigur, hai să ne rugăm. S-a rugat, a fost pentru prima și ultima oară. De ce? Că a fost un moment în care cel rău a încercat să o tulbure cu niște uh, imagini destul, destul de urâte. Spunea un autor creștin, eu am aici scris pe engleză, vă traduc în, în română, și zice așa, tu nu ești un copil orfan, care stai în hol așteptându-l pe tatăl tău care e ocupat. Niciun copil care să-i bagi scrisoarea pe sub ușa tatălui tău pentru că el e prea ocupat. tu nu ești un cerșetor care să stai la colțul străzii așteptând ca Dumnezeu să treacă în speranța că te vede. Tu nu ești un refugiat care stai în linie la o ambasadă așteptând ca să-l auzi pe ambasador să-ți audă cererea. <coughs> tu ești un copil, un băiat, un fiu și o fică de Dumnezeu, un prieten al lui, un aliat împreună cu el, care să mânui autoritatea care ți-a fost dată și să fii biruitor. Dragii mei, care îi soluția pentru vinovăția adusă de cel rău este numele Domnului Isus. Nu vă sfiți, nu vă sfiți. Frații mei și surorile mele, doamne și domn țintele, suntem noi ca părinți, sunt copilașii noștri. M-am întâlnit cu cineva acum două zile și fetița nu se simțea așa de bine. Și a zis, a, să ne rugăm. Și am zis, ne, ne rugăm, dar știi ce, după ce ne, ne rugăm, ia pune tu mâna pe căpușorul fetei tale și roagă-te tu acum. Oh, eu să mă rog, da, roagă-te tu. Și fetița o să fie bine. O fost așa surprins că el niciodată nu s-a gândit la lucrul ăsta. Că -o zis, mă, eu așa cu viața de credință am zis, acum se începe viața de credință serios și începând din seara asta, te rogi tu pentru fetița ta în fiecare seară. M-am întâlnit după vreo două zile și au zis, e mai bine, e mai bine fetița. Face, ne rugăm în fiecare seară, îmi pun mâna peste ea și mă rog. Asta trebuie să facem și să înțelegem noi, în mod special. <coughs> Așadar, vinovăția pe care o aduce diavolul poate fi înlăturată de numele Domnului Iisus Hristos. Și ultima vinovăție <coughs> pe care, cu care desiori avem de-a face tot o vinovăție falsă este vinovăția pe care ne-o aduc oamenii. V-ați simțit vreodată vinovați din cauza oamenilor? Sunt oameni care, uitați ce spune în 1 Corinteni, capitolul, <coughs> în 1 Corinteni, capitolul 7, cu versetul 23, spune așa. Voi ați fost cumpărați cu un preț, nu vă faceți dar robi oamenilor. Eu aici am avut o problemă, probabil v-am mai zis, eram prea preocupat de ce cred oamenii despre mine. Și m-am prins pur și simplu în Cursa asta a oamenilor. Făceam tot ce puteam, numai să nu fie nimeni nervos pe mine. Mai sunteți din ăștia împreună, ca, ca și mine. Măi, n-am vrut să supăr pe nimeni și nimeni să nu fie nervos pe mine. Și mi-am dat seama, măi, stai un pic. Mie mi -e frică de oameni mai mult decât mi e frică de Dumnezeu. Și am ajuns să fiu rob stărilor oamenilor. Să mă simt vinovat și atunci că nu trebuia ca să fiu vinovat. să mă simt stresat și atunci când nu trebuia să mă simt stresat. Și desiori spunem așa, El m-a făcut ca să gândesc așa, El m-a făcut ca să mă comport așa, Ea m-a făcut, aha, nu, nu, avem noi o problemă pe care trebuie ca să o rezolvăm ne simțim prea responsabili de stările oamenilor și ceea ce îi arată față de noi. Mi-am dat seama că va veni o zi în care voi da socoteală pentru ceea ce fac și pentru ceea ce m-a chemat Domnul să fac. Și dacă stau blocat în stările astea și în frica asta de oameni, nu voi putea niciodată să fac ceea ce Domnul m-a să fac. Și am ales într-o zi să zic nu, începând de astăzi, eu mă voi teme doar de Domnul și îi voi iubi pe oameni o să mă întreb într-o zi Domnul Călin, de ce nu m-ai urmat? De ce n-ai făcut ceea ce ți-am cerut? Și eu poate o să zic, păi Doamne, din cauza lui și lui și lui Și o să-mi zic, o, Domnul, nu, lasă că de ei mă ocup eu, ei sunt mâna mea. Eu acum vreau ca să mă ocup de tine. Dragii mei, m-au ajutat foarte, foarte mult când am văzut că Domnul Iisus nu a fost robul oamenilor, nu încerca să-i facă pe toți bucuroși. Eu iubit pe oameni, dar nu a, a să-i facă pe toți bucuroși. Mi-am dat seama că atunci când toți oamenii mă vorbesc de bine, poate e ceva rău la mine. Pentru că nici pe Domnul Isus nu l-au vorbit toți de rău. Mi-am adus aminte de un text din Matei 20 cu 12 unde spune că Domnul i-a pus pe câțiva să slujească. Și uiți, mă, dacă tu slujești, îți dau atât, îți dau atât. La toți le-au dat egal și aia ultimii, o primi și ei ca și primi. Și ăștia primii s-au supărat. Și au zis, păi, Doamne, de ce le dai și lor, atât că ei nu numai oră, lucra și nu am lucrat o zi. Și Domnul a zis, asta e treaba mea. Nu puneți presiune pe mine. M-am hotărât cu tine cu atât, cu el cu atât e treaba mea. U, uh, să spunem noi asta e treaba mea? Nu-i cumva ochiul tău rău că eu sunt bun? Și mi-am mi dat seama câtă libertate și cât de mult m-a ajutat să pot să mă dezbrac de jugul ăsta de frică de oameni. În Luca capitolul 2 cu versetul 48 și 49, Domnul Isus a fost un băiat de 12 ani. Și de data asta el rămâne în templu, mama și tata pleacă și se trezește mama după o perioadă de timp, unde Isus. Iisus? Păi, l-am pierdut. Și spune în Scriptura că s-a întors înapoi în Ierusalim, l găsit în templu, și se uită așa, știți cum, e, cum îți mamele câteodată. Te-am căutat cu îngrijorare. Ca și cum, e vina ta. Copil, ce ai făcut? Deci ce ai Și Domnul Iisus stă și zice, Nați, știu știut voi că eu trebuiau să fiu în casa tatălui meu. Și la vârsta de 12 ani, Domnul Iisus Hristos nu s-a lăsat cuprins de stările, nici măcar de stările mamei, care poate ar fi vrut să-l facă responsabili. Responsabil. Dragă biserică, aș vrea să vă spun că soluția pentru vinovăția adusă de oameni este adevărul spus în dragoste. Oamenii au nevoie să audă adevărul în dragoste. Soțul are nevoie să audă adevărul în dragoste de la soție, soția la fel. Pe mine foarte mult m-a ajutat soția, încercăm să ne ajutăm foarte mult și mi-am dat seama că e extrem de important să ne acceptăm, să ne iubim. Dar avem nevoie și de adevăr în dragoste. Avem nevoie de adevăr în dragoste. Desiori, când greșam, venea soția și îmi zicea, măi, că nu de care treaba. Da, te înțeleg, dar uite-te, aici ai partea ta, aici ar fi trebuit ca să faci tu. Da? Și viceversa. Și mi-am dat seama cât de mult ajută ca să ne putem spune adevărul în dragoste. Uh, mi-am dat seama că a fi rob oamenilor, aduce o vinovăție atât de mare peste viața mea. mi am dat seama că a spune nu, e bine că și Domnul Iisus de multe ori a spus nu. O spus nu la manipulare, o spus nu la fățărnicie, o spus nu la foarte mulți oameni. Și de multe ori nouă unii greu așa să spunem nu, să spunem că un adevăr. Știți, sunt oameni care de multe ori vin cu viclenie față de noi. Știți oameni vicleni? Ați auzit despre oameni vicleni? Haideți să vă fac o mărturisire. Eu n-am știut că există oameni vicleni. Eu m-am gândit tot timpul așa, mă, oamenii ar trebui să fie sinceri, ar trebui să își dorească binele altora, n-ar trebui să vină când vorbesc cu tine să fie așa pe termen lung să se gândească, mă, îi pun întrebarea asta ca să-l prind și mai apoi să mă folosesc de ceea ce el o zis. Parcă capul meu nu a putut să gândească că sunt astfel de, de, de oameni. Până când, așa ușor, prin diferite forme, Dumnezeu de vreo două, trei ori mi-a zis, așa călin, sunt și oameni de genul ăsta. Puh. Și poate de multe ori chiar și pe lângă tine. Oh. Să ai mare grijă. Ok. Și acum am e greu să cred că există astfel de, de oameni. Dar mi-am dat seama că sunt așa de mulți oameni, ca și pe vremea Domnului Isus, Au fost farisei. O fost oameni care au vrut să manipuleze, să pună tot felul de reguli. Și atunci l-am înțeles pe Domnul Isus de ce câteodată au fost destul de direct, foarte direct. Parcă eu tot timpul mi l-am imaginat așa. Mă el e plin de dragoste, pe toți îi acceptă și așa. Da, pe toți îi acceptă. Dar o știu să spună nu de multe ori. Și după ce am învățat și eu lucrul acesta, am început ca să fiu liber. Și uite, așa, dragi frați și surori, am reușit, așa, în câteva cuvinte să acoperim acest subiect. Un lucru mic din inima noastră, ne întoarcem înapoi la inima noastră. Inima noastră care are nevoie să se deschidă. Prima vinovăție este vinovăția adusă de păcat. Și pentru asta sângele lui Iisus iartă orice păcat. A doua vinovăție îi adusă de firea pământească. Pentru aceasta avem îndemnurile Duhului care să ne aducă pace și liniște. A treia vinovăție sunt săgețile din partea celui rău față de care avem un nume și o autoritate care se pot opri și să nu se mai întoarcă. Și nu în ultimul rând, avem oameni cu care trebuie să știm cum să ne comportăm, cu care trebuie să știm cum să spunem adevărul și întotdeauna în dragoste. Nu știu la care din cele patru v-ați regăsit, dar știu ceva. Astăzi putem să fim liberi de vinovăție, oricare ar fi ea. Haideți să ne ridicăm în picioare! Aș vrea să invit grupul în față și aș vrea să terminăm cu o cântare. Și după aceea vom avea un moment de rugăciune. Poate în această dimineață ai nevoie să-i spui Domnului ceva și sângele Lui să vină și să ierte ceea ce poate n-ai reușit să spui, să-i spui Domnului. Poate în această dimineață ai nevoie și să-i zici, Duhule Sfinte, am înțeles cât de mare nevoie am de tine, vreau să umblu călăuzi de tine. Poate în această dimineață ai înțeles că trebuie să nu mai fi fricos, să nu crezi că lupta spirituală îi doar pentru frații slujitori sau trebuie să-i chem doar pe anumiți oameni speciali. Astăzi ai înțeles autoritatea pe care o ai ca și copil al lui Dumnezeu. Sau astăzi ai înțeles că trebuie să încep să spui adevărul în dragoste ca să fii liber și de vinovăția dată de oameni.